Aleluya. Crede cu adevărat că-și Dumnezeu este tăria noastră. Cine are curajul să ridice o mână spre cer? Haideți așa cu mâna ridicată spre cer și să spunem: Dumnezeu e tăria mea, aleluia! Aleluia! Astăzi este sărbătoare la Ponoară. Înaintea ta venim, Doamne, cu tot! Thank you.
Cine crede că există Dumnezeu să cânte împreună cu noi? Există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Cu adevărat. Din toată inima există. Mare Dumnezeu avem! Mare Dumnezeu avem! Mare Dumnezeu avem! Aleluia! Mare Dumnezeu avem! Dumnezeu! Haideți tot să spuie Mare Dumnezeu avem! Toată biserica, glorie! De ce oare să mă tem când Domnul este la ponoară? Și de ce oare să mă tem? Tu ești lângă mine când te chem. Și de ce oare n-aș cânta? Căci tu mi-ai salvat viața mea. Și de ce oare să mă tem? Cântare, doar cei ce se bucură cântă, noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul! Cele mai frumoase momente din viață sunt atunci când noi ne întâlnim aici la ponoara. Și când lucrător din bunul de față, unde Domnul Iisus s-a spus. Haideți să ridicăm o mână spre cer, noi ne bucurăm. În această dimineață vreau să-mi întind mâna spre toate mamele prezente aici, ca cei pe care ele le-au purtat în pântece azi să iau pe brațele mele. De aceea am hotărât să răspund la rugăciunea care se face. Amin. Aleluia. Am primit din partea Domnului. Vom face o rugăciune specială, toți păstorii vor veni și lucrătorii aici, pentru toate mamele prezente aici. Stimate mame, ai purtat
pe brațe, ai purtat în pântece fiu și fiică. Și nu puține sunt mamele din România, din Europa, care plâng că-și vrăjmașul s-a repezit asupra celor pe care mamele i-au purtat în pânte și pe brațe. Cei care au venit la ponoară și au rămas în dimineața aceasta, toate mamele vor avea, aleluia, erobiul șaragadajen, menodiul șaniazen, un sprijin special de la Domnul. Toate mamele, vă rog să veniți aici, aleluia. Toate mamele să veniți aici, aleluia. Dacă sunt cazuri în care mama e aici, e bine. Dar dacă vor fi vreun caz în care mama e acasă cu copiii sau în altă parte cu vreo problemă, să vină tata. Adică vin mamele și unde lipsește mama, că e undeva, aleluia. Vă rog toți frații lucrători, veniți aici, toți frații păstori. Fratele păstor Florin și alții, mă rog toți, veniți aici. Veți pregăti o cântare, cântăreților, aleluia, legat. Era o prima cântare care a cântat-o, nu mai știu cum zicea, când coarta de dur sau nu știu cum. Cum? Când armata sau cum? Armata de duri, cerul a întunecat. În câteva minute armata aceasta va dispărea și va părea soarele pentru tine. Ragata, se întâmplă ceva, aleluia. Vom intra în rugăciune, vom pune mâinile peste toate mamele de aici. Când armata de duri, cerul a întunecat, repetați-o din nou, aleluia. Ce faci tu? Te urci să te luți cu durile care sunt în văzduh sau undeva? Se luptă cineva în locul meu și al tău. Și acela care se uită, bucurați-vă, deja văd că se plimbă Domnul printre rânduri cu voi. L-ai purtat în pântece. Domnul spune, îl voi purta pe brațe și nu va lipsi în împărăție de lângă tine. Aleluia, va fi acolo cu tine în împărăție. Aleluia. Rabe, radoșa, mai zic, că mai sunt lucrători, fratele pastor Florin Dan, dacă mă aude sau e pe undeva și vine, aleluia, și alții lucrători, aleluia, reguștarea gata, veni, intrăm în rugăciune, aleluia. Intrăm în rugăciune, intrăm în rugăciune, aleluia. Pentru fiecare ne rugăm, pune mâinile pe fiecare, aleluia. Intrăm în rugăciune. Aleluia, ragata, șaragata, velne. Armata de duri al diavolului pierde bătălia. Armata de duri al diavolului pierde bătălia. Armata de duri al diavolului pierde bătălia. Regoșene, velne. Da. În numele Lui Iisus Hristos, în numele Lui Iisus Hristos, armata de duri, Dumnezeu, armata de duri perde bătălia, toate cotrasele tale sunt proprietatea Lui Iisus, toți copiii tăi aparțin de Iisus, aleluia, toți copiii tăi aparțin de Iisus, toți copiii tăi aparțin de Iisus. Toți copiii tăi aparțin de Iisus. Asta declar și proclam pentru toate otrasele tale un sprijin. Un ajutor special se coboară din cer. Aleluia, bucurați-vă, regoși, plângeți și vă bucurați-vă. Rugați-vă, regoși, armata de dur, la te rog tu șemene că de verne jamina lia grai taragan taragata ștere că de verne cuvara este grea Dumnezeu e tăria mea Dumnezeu e tăria mea rebere că da ștere că de verne cu sufletul meu ajutor cuvara este grea Dumnezeu e tăria. Zare se iveste solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de dur cerul au întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă în picioare, pregătit pentru război, sifă sufletul
Vino, te rog, încoace. Aici, de unde ești tu venit? De unde ai venit? Din Austria. Din Austria vin la rugul aprins. Ține mână o batistă. Pentru cine e? Pentru fetița mea, Helena. Fica ta? Helena. Elena? Dar ce are probleme? Are cancer la rinichiul stâng. Azi dispare cancerul la rinichiul stâng. Spuneți amin. Azi dispare cancerul. Țineți batistă aici, aleluia. Coboră și ăsta aici, te rog puțin, aleluia. Șterge-l puțin și pune batista aici, aleluia. Cancerul de la rinichi sting dispare. Câți ani are fica ta? Cât? 2 ani, aleluia. Credeți că Dumnezeu face minuni? Credeți că face minuni? Șaragada rapata gada șaragada velna. Managada șaragada zele haufelna. Pune aici, fă ungerea pe batista aceasta, sunt lucrătorii. Pune mâinile peste ea. Cum o cheamă? Elena, cancerul de la rinichiul sting dispare chiar astăzi, amin. În numele Domnului Hristos, aleluia. Elena, fără cancer, rugați-vă și voi, declarăm pe Elena fără cancer, rica stoporo cotoșena, glata rabarada sabaragada șena, Palata rabaraga da sharaga da veln, ramena riglaitara gata shabaraga da veln, teramana riglaitara gantaraga da sharaga da veln. În numele Domnului Iisus Hristos. Declarăm rezolvate cauza, aleluia. Riga sharaga da veln, gata veln. Slăviți să fie Domnul. Aceasta este autorizată pentru vindecarea cancerului de rinichi și binecuvântarea Domnului să fie adevărat. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul. Amin. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mergeți la locurile voastre că urmează încă rugăciune, pentru că de altfel între noastre mai mulți mi-e plac să fie axate pe rugăciune. Amin. Aleluia. Aleluia, gloria Domnului Iisus. Amin. Gloria Domnului Iisus. Amin. Amin. Aleluia. Va avea câteva lucrări aici de făcut. Aleluia. Tot acum, dacă suntem la rugăciune, frații mai pregătesc, toți copiii care sunt pe aici cu noi, toți tinerii necăsătoriți, fete și băieți, vă rog să veniți aici, aleluia. Vă rog, veniți aici, aleluia. Ne-a rugat pentru mama, ne-a rugat pentru... Veniți aici, toți să ne rugăm, veniți aici la rugăciune. Vino și tu bine la rugăciune aici, aleluia. Veniți toți, frații, la rugăciune, aleluia. Toți copiii aceștia vrem să ne rugăm împreună cu ei și pentru ei să ne rugăm Domnului. Aleluia, rigador și taragadavel. Uite câte fete, câte băieți sunt aici prezenți. Suntem înainte să ne rugăm pentru ei. Aleluia, 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 aleluia. Vino aici, Cali. Pune mâinile peste toți să ne rugăm pentru toți. Sunt copii pentru care ne rugăm. Aleluia. Așa scrie Scriptura, aleluia. Eu știu gândurile care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace ca să vă dau un...
și un viitor și o nădejde. Amin? Ce se vedea, Domnul, un viitor și o nădejde ai? Pe te toți punem mâini și ne rugăm, Domnul, uite că sunt tineri, mă bucur foarte mult, cât mai mult decât mamele aici. Și intrăm în rugăciune pentru toți, aleluia. Ne rugăm în timp ce frate Dinescu, fratele Peri, Veronica, aleluia, intrați într-o cântare de laudă la adresa împăratului, aleluia. Aleluia, rabaraga, dar șaraga, dar rabadaga, dar șaraga, dar vel. Hai să ne rugăm, rugați-vă și voi. Repetați de multe ori, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Sharata ramana kalata no voi sa fica i salota fora patoka ramana kalata ramana gada scena viitorul vostro un viitor șoră dește aleluia un viitor special aleluia un viitor și binecuvântare aleluia Dumnezeu are de unde să vă repartizeze viitor aleluia. La școală să fiți cap și nu coadă, la școală elevii să fie cap și nu coadă, amin aleluia. Cei care sunt pragul căsătoriei să fie binecuvântați cu o căsătorie specială, aleluia! Domnul vă pregătește un ajutor special, aleluia! Aleluia, 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 aleluia! Cât are mai cu viața, aleluia, 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 aleluia! Aleluia, rai și aleluia! Jabera dorul de deschivele, caeta, lecaeta și șevele, fel! Rabelo shere che te verde ma su se ca me mani le tu se ne critit când stau pe a te upe tu moriri mai mult decât pote tu mă ridici și pe munte n-ajut să cad pe mările furtuni sunt neclintit când stau pe ea te iubire tu mă ridici mai mult decât putere. Specialist în lupte de la Adam și Eva care s-a luptat se numește Satan. Și acest vrăjmaș numit diavolul, dacă a avut câștig la Adam și Eva, o crezut că câștigul lui va rămâne pentru totdeauna. Și el nu va trece decât din victorie în victorie. Așa a crezut. E adevărat, au reușit în multe împrejurări. Dar a fost cazul în care a falimentat. Și aș vrea ca în dreptul vostru care a venit aici în față, diavolul să falimenteze. Amin? Și vă amintesc patru dintre ei. Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego
Când s-o lupta vrăjmașul să le ofere, așa cum se luptă să le ofere și vouă, prin intermediul internetului, prin celularul ăla care îl porți de multe ori, te sură și altceva, le-a oferit la cei trei, tine și Adrag Mișar și Avenim și Daniel al patrulea, le-a oferit, extraordinar și le-a oferit. Mama nu mai era lângă ei, tata nu era lângă ei, cartea legii, Biblia nu mai aveau, dar aveau pe Dumnezeu. Amin. Și-au stat cei patru de vorbă și-au zis, eu știi ce fac? M-am hotărât să nu mă spurc cu ofertele care îmi vin. Păi, nici eu. Celălalt nici eu. Celălalt nici eu. Toți patru mergem hotărâți. Ne-am hotărât să nu ne spurcăm cu ofertele care le primim. Dar ce va fi cu voi? Că va fi vai de voi. O să vă schimbați la față, o să slăbiți, o să fiți... Nu va fi bine cu voi. Ne-am hotărât să ne spurcăm. Dacă Dumnezeu le-a purtat de grijă. Le-a purtat Domnul de grijă. A fost mai frumos decât ceilalți? A ajuns să fie mai văzut decât ceilalți? Ce, frate? A ajuns să fie cap și nu coadă, aleluia. Mă rog pentru voi. Ca voi să fiți dintre aceia care să fiți hotărâți să nu vă spurcați. Amin? Amin? Apoi a fost unul Iosif dus departe de părinte cu tare. Și-a încercat să-l înșele, mă rog, cu patroana lui cu tare. El a fost foarte hotărât. Ne-am rugat pentru voi. Fiți hotărâți să nu vă întinați, să nu vă spurcați. Și veți vedea că veți fi binecuvântați. Și veți fi așa cum zice Biblia, veți fi cap și nu coadă. Amin? Nu este ușor. De multe ori, celularul ăla de multe ori face mari probleme. Internetul ăsta face mari probleme. Dar voi, așa cum spune cei patru, s-au hotărât să nu se spurce, amin? Cu ofertele care le dădea. Sunteți hotărâți să nu vă spurcați? Care? Mâna ridicată! Merg la locurile voastre, merg la locurile voastre ca niște biruitori, amin? Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerul și pământul, amin. Cântăreți, intră să mai cânte o cântare spre slava Domnului, amin, aleluia. Aleluia, cântați biserica, să cântăm cu toți. Aleluia, cânte-l-ați biserica, aleluia.
Aleluia! A venit timpul când să ridicăm prin credință, să înălțăm un steag de biruință dimineața aceasta. Crede din toată inima, să nu dai înapoi, căci Domnul Iisus este cu noi. Aleluia! Astăzi să lăudăm pe Domnul! Puteți să spuneți amin? Ridică-te prin credință, n-ați steag de biruință, crede, nu da înapoi, Domnul Iisus e cu noi, cei ce își pun nădejdea în tine, nu vor fi dați de rușine. Haideți din toată inima cu tot! Domnului, haideți în continuare să ne închinăm Domnului. Aleluia, țara cea de vis, aleluia. Vrem și în această cântare să-L înălțăm pe Domnul. Să lăudăm pe Domnul! Sală ce-am divis, sală ce doresc, unde vreau să-L locuiesc. Sală ce-am divis, sală ce de sus, unde e Iisus. Sală ce-am divis, sală ce doresc, unde vreau să-L locuiesc. Sală ce-am divis, sală ce de sus, unde e Iisus. Între urile din ură, Iisus Hristos din nou. Tot să laude pe Domnul! Sara ce-am divis, sara ce doresc, unde vreau să-L locuiesc. Sara ce-am divis, sara ce-am de sus, unde e Iisus. Sara ce-am divis, sara ce doresc, unde vreau să-L locuiesc. Sara ce-am divis, sara ce-am de sus, unde e Iisus. Aude pe Domnul!
cânta. Vom cânta, vom cânta, haideți din toată inima, fraților! Sora ce vinis, sora ce doresc, unde vreau să-l locuiesc. Sora ce vinis, sora ce de sus, unde e Iisus. Sora ce vinis, sora ce doresc, unde vreau să-l locuiesc. Sora ce vinis, sora ce de sus, unde e Iisus. Haideți din tăi surorile, după aceea toată biserica, țara! Surorile, aleluia, toată biserica, țara cea de vis. Ceea de vis e nevoie ca să fie acolo să ai și cetățenia? Amin. Daud. Amin. E nevoie să ai cetățenia? Amin. 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 Suntem cetățeni a țării de vis. Amin. Și în curând mergem acasă, aleluia. Amin. Cetățenia trebuie semnată, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt și o relație cu reprezentantul țării. Amin? Amin? Amin. Să ai cetățenia semnată, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Acum e mare problemă că vine Satana să influențeze lumea că n-ar mai trebui botezul cu Duhul Sfânt, că botezul cu Duhul Sfânt l-ai primit când ai intrat în apă și vine Satana cu tot felul de învățături. Dragii mei, stau de vorbă și cu șeful organizațiilor din lumea oricărui cult și vă arăta clar că botezul cu Duhul Sfânt e ceva puternic de tot. Amin, aleluia. Despre care spune: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Amin. Dar vrem să ascultăm o mărturie cineva de la Oravița, nu? De la Oravița vine un coace. El a fost anul trecut la Rugula Prins Alfa și Omega să înregistreze. Vreau să îți spun o întrebare și apoi vă rog. Care e numele tău? Marius Bejenaru. Marius Bejenaru, amin? Amin. Oravița. Oravița Caraș Severin. Ai familie? Da, 4 copii, soție. Una din fetele tale, cred că cea mai mare, avea o boală. Ce boală avea? N-a putut vorbi. Păi dacă cineva nu poate vorbi și copilul nu știu câți ani avea? Câți ani avea? Și nu putea vorbi. Când cineva nu poate vorbi, cum îl poți mai, îl mai poți numi? Cum? Mut. Să ai un copil mut, n-a fost ușor. Țin minte că eram pe la Anina, că am invitat și acolo Rugul a prins, aleluia. Și a primit un bilet să ne rugăm și ne-a rugat și ne-a rugat. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a făcut o minune și a întins mâna. Aleluia. Și vorbește. Mai mult decât noi toți din casă. Ce clasă e acum la școală? Clasa a șasea. Vine a șaptea. Vine a șaptea. Prima pe clasă. O terminat anul acesta cu 9,87 media generală. Aleluia! Dintr-o mută! Prima pe clasă! Există un Dumnezeu cu adevărat. Glorie Lui! Glorie Lui! Mare Dumnezeu avem. Anul trecut mi se pare că s-a depus mărturie așa, dar acum vrei să mai depui încă ceva mărturie despre care v-a dat?
Anul trecut am fost cu fata mea Semida, cea mijlocie. S-a născut din naștere cu pupilele oculare turtite și trebuia dusă în Turcia pentru operație. Unde? În Turcia, pentru operație, sau în România la 18 ani. Și am zis, o voi duce la Ponoară, că acolo Dumnezeu își va întinde mâna. Și aici, după ce am plecat de la ungere cu ea către cort, am întrebat-o, Semitata, ai simțit ceva? Zice, da, tata, când lucrătorii au pus mâinile peste mine și peste ochii mei, ochii mei s-au întors în cap de 3 ori, s-au întors. Aleluia! Și am zis, na, o să facem testul când ajungem acasă. Și când am ajuns acasă în Oravița, la noi la biserică, au găsit un bilet în adunare. Și zice, uite, tata, aici o scris sora respectivă numele cu T mic, o scris domnul cu T mic, uite că văd fără ochelari. Dar cum înainte nu vedea? Vedea, dar vedea foarte greu. Și ce era cu ochii? Cum erau? Purta bioptriile foarte mari, 3,9, 3,7 și în fiecare an trebuiau schimbați ochelarii de cel puțin o dată la 6 luni și trebuia mărit numărul la bioptrii. Și trebuia operație la ochi? Cum să... Trebuia operația făcută ori în Turcia, ori în România după 18 ani. Auziți și ceva? S-a făcut la Ponoară. Specialistul se numește? Mai tare! Iisus! Specialistul care a făcut operația la ochiul lui... Și ne-am dus, fraților, după aceea ne-am dus la o clinică. Ea nu vrea să renunțe la ochelari. La o lună de zile, în luna septembrie, pe stradă la noi, cu un copil de clasă, s-a jucat cu un balon. Balonul l-a luat și l-a aruncat în față și ochelarii s-au rupt în două. Și-a zis, tata, vreau alți ochelari. Nici o problemă, mergem și-ți fac alți ochelari. Și când ne-am dus la clinică, am întrebat doctorița, doamna doctor, ce ziceți, când este pregătită fata pentru operație? Pentru ce operație? Fata dumneavoastră vede 95%. Nu este nevoie de nicio operație. Cine a spus că este nevoie de operație? Aleluia, aleluia, aleluia. Specialistul se numește Iisus. Specialistul se numește Iisus. Frate, Domnul să-l binecuvânteze, am o întrebare. Dacă specialistul mai există sau nu? Iisus, nu cumva este azi aici? N-aud. E aici? Va merge cu tine acasă? Va face operații? Va, nu știu câte... Va face ce e nevoie. Și acum ești bucuros? Enorm. Spune salutări la soția ta, spune la fetița care a fost vindecat. Unde e sora? 4. Și cu două văd că a fost probleme. Da. Gabriela Genoveva. Și acum e prima pe școală. Așa face Domnul. Voi veți fi cap și nu? Coadă. E prima pe școală. Amin. Și asta la altă? Semita Narcis are 11 ani. Și acum vede, nu? Iată mama, tata, mărturie foarte clară, fiți binecuvântați, Domnul. Vă rog să spunem salutări la fratele pastor Daniel, e prietenul meu, Secușan, și multe binecuvântare. Amin, 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 amin. Tu nu știi, dar Domnul știe ce e bine pentru tine. Lasă-ți soarta în mâna Lui. Stai liniștit pe brațul Lui. Domnul e cu tine prin valea cu suspine, dreapta Domnului se luptă pentru tine. Duhul Domnului și puterea sa îți dă biruință, nu te îngrijora, da. Domnul e cu tine prin valea cu suspine, dreapta Domnului se luptă pentru tine. Duhul Domnului și puterea sa îți dă biruință, nu te mai îngrijora. Tu nu cunoști, dar Domnul vede luptele din jurul tău.
Chiamă-L pe Domnul, că cel poate să te scape de cel rău. Să știi, Domnul e cu tine, prin valea cu suspine, dreapta Domnului se luptă pentru tine. Duhul Domnului și puterea sa îți dă biruință, nu te mai îngrijora, da, Domnul e cu tine, prin valea cu suspine, dreapta Domnului se luptă pentru tine. Duhul Domnului și puterea sa îți dă biruință, nu te mai îngrijora. Tu nu știi ce Domnul pătrunde taina din inima ta. Chiamă-L pe Domnul să-ți rezolve problema din casa ta. Să știi, Domnul e cu tine, prin valea cu suspine, dreapta Domnului se luptă pentru tine. Duhul Domnului și puterea sa îți dă biruință, nu te mai îngrijora, da, Domnul e cu tine, prin valea cu suspine, dreapta Domnului se luptă pentru tine. Duhul Domnului și puterea sa îți dă biruință, nu te mai îngrijora. Aleluia! Vă binecuvintez în numele Domnului. Până anul viitor să fim tot în prezența Domnului, să purtăm cu noi prezența Domnului ce am primit aici. Amin. În 2000 am fost plecată în America și în 2005 m-am îmbolnăvit de cancer. La sânii amândoi. Și Domnul m-a vindecat pe patul spitalului în California, în cel mai mare spital, fără să-mi facă analize, fără să-mi facă, numai ce am ajuns acolo, Domnul m-a vindecat. Domnul a făcut minunea asta, că eram la spitalul de baptiști din ăștia care nu crede în Duhul Sfânt. Și Domnul a făcut lucrarea asta ca să, că mulți s-au pocăit de acolo. Apoi eu de frică că zic, Doamne, zic, am avut un cancer feminin. Zic, dacă mor, măcar să mor în România. Și aici, în România, am avut iar înștiințare că o să mai am o altă năcaz și am făcut operație de colon. Deci sunt operată de colon, tăiată toată, nu pot să stau pe scaun decât așa. Nu mai mă doare, dar trebuie să mă sucesc pe scaun, trebuie să merg încet, nu te pot să ridic. În sfârșit îi dau slavă Domnului. Am mai avut piciorul ăsta, mi s-a negrit până la genunche. Și am venit aici la Bulls, la o rugăciune, dar veneam din America la rugăciuni, veneam în concediu odată pe an. Și am avut o lucrare, că Domnul se atinge de mine și îmi vindecă piciorul. Și atunci eu am scos osetele din picioare și le-am arătat că piciorul e negru și toți frații mă îndemna să mă duc să-mi taie piciorul, că dau un arterită de aia. Și atunci s-a sculat un vas de lucru al Domnului și mi-a spus că Domnul mă vindecă și m-a vindecat. Și am crezut în numele Domnului și la săptămână m-am dus iarăși la rugăciune aici și le-am arătat că Domnul m-a vindecat. Atât s-o bucura frații și surorile, încât și acum, când am venit la rugă aprins aici, nu mai puteam de picioare, de mâini, nu mai puteam. Eu dorm tot îmbrăcată, cu pantalon de lănică, cu bluze, flanele, cu ciorapi, cu mânuși până aici și acum le-am luat după mine aici. Cât e de căldură, mie mi-era fric și îndigera și mi-era fric și mă durea mie jocul, mă durea aici și în spate la plămân, mă durea la linici, mie jocul, inima îmi venea rău mereu. Și acum de când am venit aici la Ponoare, slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie El, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că nu mai mă doare nimic. Dacă mă puneți pe o bandă de fugă, cred că
fug. Cred că fug, urc dealul ăla într-o câteva minute. Da, și chiar dacă mă îndoi, nu mai mă doare nimic, s-a atins Domnul și de coloana mea și de inima mea. L-am pus pe Domnul la încercare. Am băut la cafele, primul lucru e cafeaua. Nes cu coca, cafele, să văd dacă mai mă doare inima. Nu mai mă doare inima deloc, slăvit să fie Domnul. Nu mai mă doare nici în spate, nici la rinichi, nici mijlocul. Nimic nu mai mă doare, nici mâinile, nici picioarele. Slăvit să fie Domnul, să credeți în vindecările Domnului, în jertfa Lui, că Domnul vindecă cu adevărat. Domnul e sfânt și vindecă. Nu e nimeni altul medic mai suprem pe pământ ca Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc. Mulțumim, Domnul să binecuvinteze și ne bucurăm, dar nu faceți exces cu cafeaua oricum. Important este că plecați vindecată de toate bolile. Asta m-a plăcut că a spus de toate bolile. Au spus de toate vindecările care s-au întâmplat pe parcurs, dar spune aici la Ponoare totul a fost vindecat. Asta e important și a fost vindecat întregime. Domnul să vă binecuvinteze. Mai era cineva cu o mărturie, nu neapărat numai de vindecare, o experiență binecuvântată, un lucru extraordinar care s-a întâmplat în viața ta. Ceva s-a întâmplat în viața ta aici la Rugul Aprins Ponoare. Anul trecut sau anul acesta, anii trecut și n-ai mărturisit sau anul acesta ce s-a întâmplat. Nu știu, dintre cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt poate să depună mărturii și cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt. Nu e obligatoriu să fie numai vindecare. O experiență minunată cu Domnul de anul trecut de aici, de la Rugul Aprins Ponoare sau de anul acesta. Filip Voichița din Timișoara. Și ce boală ați avut, ce probleme ați avut? Boli am avut mai multe. În 2010 m-a vindecat Dumnezeu de ulcer gastrododenal. Acum am avut piciorul rupt. Aici ok. Știu că m-am mărturisit așa pe scurt, rapid, când a fost ungerea, dar acum aș vrea, pentru cei ce numeresc și pentru cei care sunteți aici, vreau să spuneți cum ați venit aici la Ponoare. Am venit cu mașina. Chiar mă întreba un frate, zice, ce face cu Ponoarea? Am spus, mergem la Ponoare. Și cum îi merge? Am spus, Dumnezeu pregătește o mașină. Mulțumesc Dumnezeu că s-a pregătit mașina. Și zice, cum mergem înapoi? Zic, cu trenul. Și așa mergem cu trenul. Am vrut să vă întreb cum ați venit, în sensul cu ce probleme, cu piciorul rupt, cu n-ați putut să umblați sau care a fost situația? Cu piciorul rupt, da. Miercuri am venit în două cârje, joi am venit numai cu una și am spus vineri vreau fără niciuna și mulțumesc Dumnezeu. Așa. Ce s-a întâmplat? Când ați fost vindecată? Vineri seara. Deci când a fost ungerea cu un drept, când a venit aici în față. Și ați crezut că Domnul vă vindecă? Așa am venit, de la Timișoara așa am venit. Amin. Și vreau să vadă și oamenii, dacă umblați puțin, să vadă că umblați fără cârje. Aleluia, aleluia, aleluia. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze și cred că Domnul vindecă și pentru cei ce urmăresc pe internet, Domnul te vindecă acolo unde ești, să crezi. Amin. Dacă sunt mărturii care ați fost la Rugul Aprins Ponoare, am văzut că ne urmăriți și ați scris câteva mesaje. Dacă sunt mărturii cei care ați fost la Rugul Aprins anul trecut sau anul acesta și ați scris mesaje la Alfa și Omega, să transmiteți ca să vă citeți mărturiile. Pentru cei care nu cred, am martor lângă mine. Fratele Ion. Cine? Fratele Ion Ciucur, sora, deci frații mei care au venit cu mine, sora Manuela, nu sunt unul, sunt mai mulți încă astăzi aici cu noi și pentru cei ce nu cred, ca să creadă că sunt și martori aici care m-au văzut, care au venit cu mine și asta e pentru cine nu crede. Da. Să creadă că Dumnezeul nostru e mare. Amin. Și mulțumim. Trăiască Domnul în veci. Amin. 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 Mulțumim de mărturie, Domnul să binecuvinteze. Încă o dată, dacă s-a întâmplat ceva aici anul acesta, o experiență binecuvântată cu Domnul sau anul trecut și n-ai depus de mărturie, aș vrea să vii aici în față și să depui mărturie. Slăvit să fie Domnul! Mă numesc Veronica Popovici, suntem din județul Arad, misionar la dumneavoastră în țară și anul trecut, adică acum 2 ani am fost la medic și am fost bolnavă cu glanda tiroidă, noduli foarte multe, chisturi pe glanda tiroidă și o pungă de lichid. Și m-a trimis, sora Crețu m-a trimis urgent la operație pentru că nodulile creșteau. Și am zis că nu mă duc la o operație pentru că am un medic suprem și am venit la Rugul Aprins și mi-aduc aminte, sâmbătă dimineața am cântat, era 5 august și m-am dat jos de pe scenă, mi-a stat rău și căutam un scaun să mă așez. Între timp, sora Caba m-a văzut că mi-e rău, l-a anunțat pe fratele Caba, eram și schimbată la față, fratele Caba l-a chemat pe fratele Sami, pe sora Simona,
mi-a făcut ungerea și la clipeala ochilor, frate și soror, cât ați clipit din ochi, Dumnezeu m-a vindecat. Deci după ce am mers acasă, am fost vindecată totală. Deci nu mai am nimic absolut. Pot să cânt și să-L laud pe Domnul în gura mare, după cum auziți. Slăvit și onorat să fie Domnul. Amin.